Începem așadar prin Harul Domnului în dimineața asta capitolul 2 din Efeseni și paragraful ăsta este de o importanță decisivă în ceea ce ne propunem să facem. Haidem așadar să urmărim Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă aveți fie mapele la dispoziție, fie Bibliile voastre pe telefon sau în format fizic, în mapă deja suntem la lecția 4. Haideți să urmărim împreună textul Scripturii și să vedem ce spune aici Apostolul Pavel. Fiți atenți cum începe. Voi erați morți în abaterile și în păcatele voastre, în care umblați odinioară după mersul lumii acesteia. Și te rog să subliniezi câteva forțe străine pe care Pavel le aduce în atenția noastră în dimineața aceasta. După mersul lumii acesteia, după stăpânul puterii Duhului, anume Duhul care lucrează acum în fiii neascultării. Și versetul 3, între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești. Când împlineam voile firii pământești și ale gândurilor noastre. Și partea finală, pur și simplu te pune în genunchi. Și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Dacă s-ar fi oprit aici Pavel, ar fi fost tare dramatic. Versetul 4 însă începe printr-una dintre cele mai importante expresii din Scriptură. Cred că este cea mai tare expresie care există în toată Scriptura, din punctul meu de vedere, și simplă. Dar Dumnezeu. Nu există expresie care să cuprindă în ea mai mult decât aceste două cuvinte. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit. Fii atent, măcar că eram morți în abaterile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Ne-a înălțat împreună cu El și ne-a pus să stăm împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. De ce? Ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția harului Său, în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. Căci prin har sunteți mântuiți, prin credință. Și acest lucru nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. De ce? Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui. În limba greacă, o să vorbim imediat în predică, aici termenul folosit este masterpiece. Noi suntem capodopera Lui. Toți pictează, toți artiștii, pictorii pictează, cântăreții cântă, dar rar fac câte un masterpiece, câte o capodoperă. Aici termenul folosit în limba greacă este noi suntem capodopera. Wow! Capodopera Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Cele 10 versete din prima parte sunt extrem de importante în discuția noastră. De ce? Pentru că aceste versete, așa cum am spus, sunt decisive în gândirea lui Pavel, în teologia lui Pavel și ar trebui să fie decisive în gândirea noastră și în modul în care noi vedem lucrurile. De ce? Pentru că toate religiile lumii, aproape fără nicio excepție, nu punem creștinismul aici pentru că noi nu credem că ceea ce noi practicăm, credința creștină, creștinismul nu e o religie, nu punem creștinismul nici, dar fără excepție toate religiile lumii propovăduiesc și învață că faptele bune sunt la baza îndreptățirii, justificării, punerii noastre într-o poziție favorabilă înaintea lui Dumnezeu. Aproape nu există, cum spuneam, excepție care să nu învețe că noi trebuie să facem lucruri, că noi trebuie să ne preocupe faptele, că noi trebuie să ne ocupe toate aspectele astea. Și chestiunea asta a intrat atât de puternic chiar și în credința creștină, încât unii oameni sunt atât de disperați, nu după a fi, ci după a face. spune-mi ce trebuie să fac, nu cine trebuie să fiu. Sună gândirea multor credincioși. De ce? Pentru că atunci când vin la credință, am întâlnit oameni. Pastore, ce să fac? Zi-mi ce să fac. Nimic îi spun eu. Și când îi spui unui om nimic, l-ai efectiv dezarmat. Păi cum adică nimic? Nimic. Păi, ceva. Billy Sunday e un foarte vechi evanghelist. A trăit înainte de Billy Graham. Toți marii evangeliști americani sunt Billy. Billy Sunday. Billy Duminică. Ăsta avea un obicei, mergea și alegea câte un oraș în America, vorbim de ani buni în urmă, și planta acolo un cort timp de o săptămână într-un oraș pe care îl alegea și acolo făcea campanii de evangelizare. În fiecare seară timp de o săptămână. Termina săptămâna, apoi se mutau într-o altă campanie de evangelizare, în alt oraș și tot așa, și tot așa. Așa a fost viața lui, a călătorit itinerant prin America. La un moment dat, într-un oraș, la finalul campaniei de evangelizare, pe când se afla pe o scară, demontând cortul împreună cu echipa lui, cortul mare în care se adunaseră oameni la evangelizare, a venit un cetățean. Elegant, bine îmbrăcat, spune evanghelistul, s-a apropiat de el și a zis, domnule Sunday, da, ce să fac ca să fiu mântuit? Este întrebarea cu care oamenii vin la noi, la biserică. Ce să fac ca să fiu mântuit? Transpirat și cocoțat pe scară, evanghelistul se uită de sus în jos, grăbit și vizibil oarecum deranjat și spune, domnule, ai venit prea târziu. Adică, dacă n-am venit la program, nu ai timp de mine? Nu poți să-mi spui două vorbe? Domnule, zice Billy Sunday, lasă-mă că am treabă, nu vezi? Ai venit prea târziu. Și în momentul în care supărat și frustrat și ofticat și vizibil deranjat, cetățeanul se îndepărtează, Billy Sunday strigă după el, domnule, domnule, ai venit prea târziu ca să mai faci ceva pentru mântuirea ta. A făcut Hristos cât? Tot. Mesajul ăsta românilor le vine greu să-l accepte. Cum adică mă tot? Adică și eu nimic? Adică eu care-mi rolul meu? Adică eu cu ce contribui? Adică eu ce aduc? Adică eu ce fac? Pentru că întrebarea, repet, fundamentală în gândirea multor oameni, inspirați de religiile în care noi ne-am dus viacul, e aceasta. Ce să fac? Cu ce contribui eu? Cu ce vin eu? Cu ce aduc eu în toată chestiunea asta? De ce? Pentru că dacă reușesc să fac fapte bune, înseamnă că sunt meritoriu, înseamnă că sunt vrednic, dacă reușesc să mă împotrivesc faptelor ele, înseamnă că pur și simplu îmi pot deveni într-un fel propriu meu salvator. Oh, și sunt așa de mulți oameni care practică lucrurile astea. În budism, de exemplu, dacă te țin frâu și dacă poftele tale și pornirile tale sunt ținute în frâu, ești salvat, spun practicanții budismului. În hinduism, să te separi de egoul tău și să trăiești în unitate cu divinitatea, lucrul ăsta te salvează. Tot ce ai de făcut este să vezi cum poți să te dezbraci de tine în fiecare zi. Da? Alta, în islam se trăiește o viață sfântă. Ce înseamnă o viață sfântă? Pentru islam, viața sfântă înseamnă fapte bune. Dacă faci o sumedenie de fapte bune, nu faci altceva decât să te salvezi pe tine însuți de la judecată, de la condamnare, de la momentul acela al mâniei divine, când va fi să fie peste lumea întreagă. Da? Și o grămadă de religii, printre care religiile cu care noi suntem obișnuiți în contextul nostru românesc, fie religia ortodoxă, fie religia catolică, fie alte și alte religii, toate promovează, spuneam, fără excepție, ideea faptelor bune. Ei, cum se împacă gândirea asta, practica asta cu ideea biblică? Ce facem noi, oamenii mântuiți? Care sunt rolurile pe care noi le vom juca după mântuire? Ce importanță au faptele bune în mântuire? Cum trebuie să ne raportăm ca și credincioși în mântuire? Sunt câteva lucruri pe care le-am pus în atenția dumneavoastră, în dimineața asta, sub următorul titlu. Auzi ce mă întreb și eu. Auzi ce mi-a trecut și mie prin cap să mă întreb. Mai pot învia morții? Mă, băiatule, ce-ți veni cu întrebarea asta? Eram într-un context, undeva într-un orășel, lângă județul Timiș, și într-un context de mai mulți credincioși, mă abordează un tânăr. Silviu, le zice, tu te rogi pentru oameni morți? Pentru morții care? Ăia de-a binelea. Ăia ce ori murit în sicriu. Pentru... Nu pentru ea spiritual. Nu, zice, pentru ea ce-or muri de-a binelea. Păi zic, Doamne Sfinte, pentru ce să mă rog pentru ei? Păi să învie! Păi de ce să învie? Pentru că noi avem putere. Pentru că Duhul Sfânt este Duh de viață, îmi spune omul. Este Duh de viață și dacă este Duh de viață, noi putem să înviem pe cine vrem noi. Bun, zic eu. Foarte bine. Cât o ținem așa? Cât o ținem așa? Moare unul, înviem. Poate până la urmă ne și roagă să-l lăsăm. Da? Bă, nu mă mai învia, te rog eu mult. Bă, m-am săturat, îți bătrân, mă dor picioarele, mă dor oasele, mă dor... Bă, mai lasă-mă! Nu, te înviu! Zic, ne ducem amândoi, spun individul. Bun, hai să probăm, zic, hai să facem. Ne ducem la, alege tu un cimitir și ne ducem. Ne așezăm la poarta cimitirului, unul la stânga, unul la dreapta, când vine câte un coșciuc, îl trimitem acasă. La un moment dat zic, mor tu, te înviu eu. Mor eu, mă învii tu. Cât s-o ținem? Cât s-o ținem? Așa. Despre ce morți e vorba în contextul acesta? Cum vrea Apostolul Pavel să pună problema? Despre ce vrea Apostolul Pavel să vorbească aici? Care este învierea despre care noi vorbim? Pentru că dacă ați fost atenți în partea a doua textului, textul se vede, se împarte superb în două părți. Capitolul 2, 1-10 este 1-3, versetele 1-3 și apoi de la versetul 4 până la versetul 10 este cea de-a doua parte. În cea de-a doua parte, veți vedea că Pavel vorbește despre înviere. El aduce în atenție o înviere. Hai să vedem care este contextul, hai să vedem ce vrea să vorbească Apostolul Pavel. De ce? Pentru că, din punctul meu de vedere, textul ăsta pe care noi l-am citit aici este o combinație foarte interesantă de disperare și credință, de disperare și speranță. Dacă, repet, te-ai fi oprit la primele trei versete, nu mai era nicio șansă, nu mai era nicio perspectivă. Primele trei versete nu-ți lasă nici măcar 1% o portiță de a vedea ceva foarte pozitiv acolo. Cele trei versete sunt cumplite, disperare. Ăsta este cuvântul care, din punctul meu de vedere, caracterizează cel mai bine aceste trei versete. Ei, dar partea a doua, vom vedea în dimineața asta, e plin de credință, e plin de speranță. Textul nostru, de asemenea, este o antiteză puternică, dacă ai fost atent, între trecut și prezent. Între trecut și prezent. Pune din nou, te rog, Bogdan, versetul 1 și hai să urmărim timpul la care vorbește Apostolul Pavel. Voi erați, din gramatica basic de care ne mai aducem aminte, probabil mai mult sau mai puțin din perioada școlii, din perioada liceului, dar cred că asta n-ai cum să nu știi, n-ai cum să nu poți să identifici treaba asta. Erați, e la timpul trecut. Voi erați la timpul trecut. Da? E tot ceea ce Apostolul Pavel vorbește despre starea noastră anterioară intervenției lui Dumnezeu din versetul 4. Tot ceea ce s-a întâmplat înainte să fie dar Dumnezeu. Înainte să fie Dumnezeu, totul este partea asta, primele trei versete, la trecut. Versetul 4. Versetul 4, Apostolul Pavel zice, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că era în versetul 5, măcar că era, pune și 5-ul, morți, ne-a dus la viață. Ne-a dus la viață. Asta este prezentul continuu, prezentul real despre care vorbește aici Apostolul Pavel. Ne-a dus la viață. Asta eram în trecut, ăștia suntem în prezent. Și haideți să parcurgem pe scurt câteva idei foarte simple din primul paragraf. De ce? Pentru că până nu realizezi disperarea din primele trei versete, nu vei înțelege bogăția de har de care ai parte începând cu versetul 4. De ce? Pentru că noi, încă o dată, și eu tot am spus în Autentic și mie nu mi-e greu să repet lucruri și sunt unele lucruri cu care tot o să vă bat la cap până când devine, intră în ADN-ul nostru. Și ăsta e unul dintre lucruri cu care o să insist enorm de mult, și anume că noi în România nu avem cunoștința și nu realizăm că suntem mai răi decât suntem în adevăratul sens al cuvântului. Datorită religiei faptelor bune, noi suntem în mintea noastră îndreptățiți. Nu spunem pe gură, nu exprimăm verbal ideea asta, dar în mentalul nostru noi nu suntem atât de răi. De ce? Pentru că ne raportăm subiectiv și foarte limitat la o anumită categorie de păcate, de lucruri pe care le considerăm groaznice, și alea ne îndreptățesc. N-am spart casa nimănui, n-am dat în cap la nimeni, n-am furat nevasta, bărbatul nimănui, nu fumez decât foarte puțin, beau așa ocazional, mai o curvie mică de aia oricine, adică sunt în norme. I'm good. Ce noroc are Dumnezeu cu mine, ceva de genul ăsta. Ce noroc, Doamne, băi, sunt un om care merită. Ei, vreau să vedem că în acest paragraf, Apostolul Pavel pur și simplu face o descriere a tuturor oamenilor. Toți oamenii sunt luați de Apostolul Pavel în colimator. Nu doar o categorie, nu doar X, Y nații pe care ele... Nu, Pavel se adresează tuturor. Și dacă punem în aceeași, dacă vrei, barcă și efeseni și romani, vei vedea că Apostolul Pavel păstrează aceeași teologie, păstrează aceeași direcție teologică. De ce? Pentru că vrea să demonstreze că toți oamenii fără Dumnezeu sunt așa cum sunt, pe care el îi va prezenta. Da? Arată cum sunt oamenii fără Dumnezeu. Și hai să încercăm să vedem, nu să ne aducem noi contribuția, nu să identificăm noi cum ar trebui să fim sau ce credem noi că sunt oamenii. Hai să vedem cum spune Apostolul Pavel că suntem. Și primul lucru pe care spune Apostolul Pavel în textul nostru, dacă te uiți în textul Scripturii, suntem morți. Iar e întrebare prostească, dar trebuie să o adresez. Bă, e cineva care n-a văzut niciodată în viața lui vreun om mort până acum? Nu. Cum îs morți? Morți. Cum îs morți? Morți. Povestea un coleg de slujbă, un pastor, iertați-mi exemplu puțin mai interesant, că a fost la o mormântare și pe grabă și foarte cald, oamenii s-au grăbit să-l îmbălsămeze pe respectivul decedat și au băgat mai mult formol în el și în timp ce stătea, zice, în timp ce predicam, mortul mai râgâia din când în când. Imaginează-ți ce senzație s-a trezit la primul. Brr! De ce? Pentru că mortul e mort. Adică nu mișcă, nu suflă, nu face, nu drege, nu dă like-uri, nu face absolut nimic. Mortul e mort. Termenul pe care îl folosește aici Apostolul Pavel este termenul mort. De ce? Dacă viața veșnică înseamnă părtășie sau relație cu Tatăl, pentru că asta spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan, în capitolul 17, în versetul 3. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Asta înseamnă viață, asta înseamnă veșnicie, relație cu Tatăl, relație cu Dumnezeu. Și dacă viața veșnică înseamnă relație cu Tatăl, moartea spirituală sau moartea despre care vorbește aici Apostolul Pavel, este separare. n-ai nicio relație cu Tatăl. Și ascultă-mă încă ceva, n-ai nicio dorință să-L cunoști, n-ai nicio plăcere să faci ce spune El. Nu vrei să faci ce spune El, nu-ți dorești. De ce? Pentru că înseamnă că tu ești separat total de Dumnezeu. O viață, dragul meu, fără Dumnezeu este de fapt moarte, spune Apostolul Pavel. Ești efectiv fără viață. N-ai nicio capacitate, nu poți să faci nimic, nu îndrăsnești să faci nimic, nu ai capacitatea să te ridici, nu poți să faci nimic. Repet, imaginează-ți, te rog, această realitate. Inert, fără capacitatea de a mai reacționa. Poți să treacă prin fața coșciugului orice, la oricine, orice. Poți să aduci cele mai frumoase haine, poți să aduci cele mai grozave mâncăruri, poți să faci cele mai interesante parfumuri acolo în jurul lui, poți să faci ce vrei tu. Persoana fără viață nu are nicio capacitate de a reacționa. Ca să înțelegi nevoia ta disperată de Dumnezeu, este nevoie să înțelegi în această dimineață că în starea în care erai, în starea în care am fost, doar o intervenție din afară, doar cineva din afară mai putea să facă ceva în situația ta. În contextul morții, doar un miracol. Și au fost miracole câteva pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut de înviere din morți, dar nu asta este cel mai mare miracol, dacă vrei, din punctul meu de vedere. Cel mai mare miracol este învierea lui Hristos, dar nici acesta nu este cea mai completă imagine a miraculosului și divinului. De ce? Pentru că Biblia spune în Evanghelie, în Romani, în capitolul 1, și am studiat noi împreună cu biserica în săptămâna de studiu, Pavel spune așa că nu doar că Hristos a înviat, ci El este, prin El vom învia și noi. Asta este cu adevărat miracol. Hristos este Cel care deschide poarta învierilor. Noi suntem asigurați că vom învia împreună cu Hristos. Așadar, fără o intervenție miraculoasă, fără o intervenție din afară, fără ca ceva să se poată întâmpla, fără ca cineva să vină de afară înspre noi, noi nu puteam face nimic. Eram morți vis-a-vis de relația noastră cu Tatăl. Nu dorim, nu vrem, nu suntem interesați, nu suntem preocupați. Oamenii morți în relația lor cu Dumnezeu nu sunt interesați să-L caute pe Dumnezeu, nu au dorință să facă binele. Ei pot fi morali în sensul educației lor, în sensul culturii în care trăiesc, ei pot să lucreze cu ei înșiși în a se echilibra în modul în care se raportează la viață, dar viața de credință este mai mult decât moralitatea unor fapte sau faptele bune pe care noi le facem. Vom vedea în dimineața asta. Așadar, prima noastră stare, fără intervenția lui Dumnezeu, este moarte spirituală, separare totală, total înstrăinați de Dumnezeu. Ei, în starea asta, nu-i complet ce spune Apostolul Pavel când ni se întâmplă, mai suntem și robi. Mai suntem și robiți, dependenți de forțe asupra cărora n-avem niciun control. Sunt câteva forțe și am identificat trei fundamentale în textul nostru, trei forțe sub care omul fără Dumnezeu trăiește. Sub aceste puternice forțe își duce omul existența și prima dintre ele este lumea. Este lumea. Lumea exprimă un întreg sistem de valori sociale care este înstrăinat de Dumnezeu. Adică lumea este un sistem, o ideologie. Noi, când eram copii, ne aducea în repetate rânduri aminte slujitorul mai în vârstă din biserica unde am copilărit, să nu ne îmbrăcăm ca lumea, să nu trăim ca lumea, să nu fim ca lumea. Pentru cei mai mulți oameni în trecutul nu foarte îndepărtat, a nu fi ca lumea însemna să te tunzi chel pe cap. Dacă lumea își face freză, tu n-ai voie să-ți faci freză. Dacă lumea poartă ceas, bega e plină de ceasurile oamenilor care s-au convertit. În Timișoara, multe ceasuri zac pe nu mai ești bune, nu mai te pregăti de scufundare, că nu, îți de ani, de zile. Îți de ani de zile. Îmi spunea tata primul lucru pe pod, dar aruncai ceasul. Lumea n-are ceas. Nu știu, pocăitul se ghidează după soare și după vânt, nu știu. Aveau ei un sistem atemporal. Da? De ce? Pentru că oamenii au înțeles lumea foarte limitativ, radicalist. Face lumea asta, nu facem. Nu, Pavel nu vorbește despre a nu avea ceas, a nu avea freză, dacă ai ce freză să-ți faci. Cei care sunt în durerile mele știu la ce mă refer. Dacă ai ce să așa, dacă nu la asta se referă, nu doar aici, din aceleași magazine unde se îmbracă lumea, ne îmbrăcăm și noi, din aceleași supermarketuri de unde cumpără lumea mâncare, cumpărăm și noi, nu despre o izolare extremă, radicalistă, vorbește Pavel în textul ăla, nu, ci vorbește despre un sistem ideologic care pătrunde în mintea noastră și care ne strică efectiv gândirea. De ce? Pentru că acest sistem este înstrăinat de Dumnezeu. Lumea nu are ca și obiectiv să satisfacă justiția lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu, valorile lui Dumnezeu nu sunt în obiectivul lumii. Dimpotrivă, lumea răstoarnă valorile lui Dumnezeu. Lumea dă cu ele de pământ, le scoate pe ușa afară din toate instituțiile. De ce? Pentru că lumea este un sistem ticălos și murdar, fără Dumnezeu. Ei, e o forță care se exercită asupra minții noastre. Noi am știut-o, noi o vedem, o simțim în continuare, o vedem în copiii noștri, o vedem la noi, la locul nostru de muncă. Lumea te presează, este un tipar pe care ea îl are, vrea să te preseze puternic în tiparul ăla. De ce? Ca să fii ca ei. Ca să fii ca ei, în gândire. Pentru că dacă ești în gândire, vei fi în vorbire, în comportament, în atitudini, în planuri, în proiecte și așa mai departe. Asta este lumea. Așadar, vreau să facem o subliniere importantă. Trăim o sclavie culturală, spune John Stott. E o sclavie culturală a materialismului. Felul de viață acestei lumi ne dezumanizează. Oamenii din zilele noastre, pe zi ce trece, observăm că abdicăm tot mai mult în a mai fi oameni. Vorbeam cu Camelia zilele trecute și cu ceva prieteni. Păi, lumea asta s-a stricat pe zi ce trece tot mai mult. Înainte vorbeam în evul mediu de valori, nici nu trebuia oamenii să vorbească prea mult sau să fie duși la biserică, vorbeam de cinste, de respect, de fidelitate în căsnicie, despre gentleman agreement, vorbeam cu cineva zilele trecute, dacă era suficient o strângere de mână între doi bărbați. Și era ca un act semnat. Mă priveam, ne priveam în ochi și știam că am spus ceva de care ne ținem până la capăt. Astăzi puteți să dăm și foi. Îmi zice cineva, degeaba ai contract, dacă mă enervez în 3 luni, ți-l schimb, oricum plătesc penalizarea și ce? Nu mai există nimic stabilitate. Am dezumanizat tot. Da? Abuzuri, oprimări, foamete, sărăcie, nedreptate socială, corupție, sunt lucrurile care astăzi definesc lumea noastră. Sunt lucruri care astăzi pur și simplu invadează spațiul nostru și suntem noi, occidentalii, în huzur și ne uităm la lumea a treia cu indiferență, cu nepăsare, copii care mor de foame, oameni care n-au din ce trăi și lumea occidentală, dimpotrivă, abuzează în continuare. Hainele pe care noi le purtăm, acum nu vreau să creez o emoție și o isterie în genul ăsta, dar sunt cu sute de acel copil care n-are ce mânca, cu burta umflată de inaniție, ca tu și cu mine să fim. Asta e lumea în care noi trăim. Fără milă, fără respect, fără umanitate, fără Dumnezeu, fără Dumnezeu. Poți muri lângă cineva și nimănui nu-i pasă. Știi ce faci? Te dă mai încolo. Asta e lumea. Asta e sistemul. Nu doar hainele care le punem pe noi, frezele care ne le facem într-un fel sau altul. Nu. Ne îmbolnăvește aici. Așa eram înainte. Nu vreau să ne întindem foarte mult, dar mergem mai departe. Următoarea forță, firea sau carnea. În limba greacă, termenul folosit aici este carne, da? Sarx. Carne, nu în sensul că e păcătos sângele meu sau pielea mea, da? Nu, ci carnea în sensul de natura noastră umană decăzută. Natura noastră umană. Noi suntem decăzuți. Noi suntem decăzuți ca natură umană. Nu faptul că degetele astea mele fac răul. Ele nu pot să facă rău de unele singure. Nu suntem în Adam's Family cu mâna aia care face multe chestii. Nu, natura noastră este efectiv infectată de păcat. Și atunci, am scris aici o chestiune. Nu nevoile sunt problema. Fii atent. Când dorințele naturale sunt pervertite în pofte, în dorințe păcătoase, atunci apare mare problemă. Și am pus câteva. Stai să dau și scuze. Așa. Hai să vedem câteva. Când foamei o nevoie. Dar când mâncăm ca disperații, aia deja e îmbuibare. Somnul e ok, dar când nu ne mai trezim nici după 10 ore, ai lene. Sexul e o nevoie. Când o transformăm în imoralitate fără limite și în infidelități, aia deja e un păcat. Asta înseamnă când am luat nevoile și le-am ridicat la rang de pofte, de dorințe păcătoase. Ele sunt nevoi, unele sunt vitale, altele sunt nevoi care aparțin naturii noastre umane, dar problema noastră, inspirați de lume și de acest act de dezumanizare continuă, oamenii ridică nevoile mai presus de raționament, mai presus de virtuți, mai presus de moralitate și am transformat o nevoie și iertați-mi, vă rog, exemplul extrem, ceea ce vedeam acum câțiva ani că fac câinii când se împerechează pe stradă, au ajuns oamenii să facă asta în văzul tuturor, fără nicio reținere. Beți, drogați, pierduți, rătăciți în mințile lor, oameni care nu mai sunt oameni. De ce? Pentru că pur și simplu astea sunt forțele care ne leagă, care ne țin în moartea, în înstrăinarea noastră față de Dumnezeu. Ăștia sunt oamenii, așa că aș vrea să ai o compasiune, așa că aș vrea să ai milă, îngăduință, nu pentru păcat, ci pentru omul care este legat. Aș vrea să-ți pese, aș vrea să te duci acasă și pur și simplu să nu mai stai indiferent față de vecina ta, de colegul tău, de prietena ta, care știi că este robită, ci să le expui lui Hristos, cuvântului, să împărtășești cu ea, să o duci în contextul bisericesc, să o duci în cadrul grupului tău mic, să poată fi expusă cuvântului. Sunt lucruri care trebuie să le facem. De ce? Pentru că oamenii ăștia au nevoie disperată de salvare. Pentru că cea de-a treia forță pe care Pavel o exprimă aici sunt diavolul și influența lui. Din punct de vedere spiritual, suntem angrenați într-un război spiritual, ispite, încercări, provocări, lucruri care ne depășesc percepțiile, lucruri care se întâmplă în lumea nevăzută și nu le știm, nu le vedem. Toate forțele astea lucrează în a ne ține înstrăinați și îndepărtați de Dumnezeu. Nu vezi că uneori îi chem pe oameni să vină la biserică, îți spune că vine și dimineața te sună și zice nu-mi găsești ciorapii. Lasă că nu vin azi. Data viitoare îți spune că nu știu ce i s-a întâmplat și nu s-a putut trezi. Nu auzi tele. Băi, am stat de vorbă cu cineva. Bă, zice, eu mă trezesc înaintea ceasului când trebuie să sune, telefonului când trebuie să sune. Duminică când o trebuie să vin la biserică, bă, nu l-am auzit! Așa ceva, zice, nu mi se întâmplă! Pot fi coincidențe, dar în același timp nu uita că este o luptă spirituală. E o bătălie pe suflete, e o bătălie pe viețile oamenilor, e o forță care îi ține, care îi leagă, care îi îndepărtează. Apoi vin dependențele, apoi vin aceste legături puternice în care unii oameni i-au întâlnit, ajung epave și spun aș vrea, dar nu pot să mă las. Sunt forțe, sunt legături, sunt puternice. De ce? Pentru că așa suntem în viața noastră înainte de Dumnezeu. Trebuie să-ți pun înainte portretul ăsta, dragul meu ascultător, în dimineața asta. De ce? Ca să înțelegi harul de care ai avut parte. Ca să înțelegi ce a făcut Hristos pentru tine. Ca să pricepi unde ești acum, datorită Lui și exclusiv Lui. Ce-am adus eu, spunea un teolog, ai adus și tu ceva în mântuire. Păcate, murdării, nenorociri, dezastre. Asta ai adus tu în mântuire. Asta am adus noi. Noi cu asta am venit. Dacă te întreb, eu ce-am făcut? Uite, asta ai făcut. Uite, asta am făcut. Uite, asta ai făcut. Și în toată această situație disperată, știi ce meritam? Știi ce meritam? Condamnare. În toată această situație disperată nu eram buni de nimic altceva decât să fim condamnați, spune Apostolul Pavel, eram din fire copii ai mâniei. Dacă am vorbit de fire ca natură păcătoasă, aici din fire e aceeași expresie, dar e, v-am spus și am învățat împreună la studiu, sensul unui cuvânt îl dă contextul. Nu eram din fire datorită naturii noastre copii ai mâniei, nu, ci eram în mod natural. Adică în mod normal, ca urmare a trăirii noastre, consecința naturală, obiectivă a trăirii noastre aducea mânia lui Dumnezeu. Noi eram toți sub mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu înseamnă ostilitatea lui Dumnezeu față de rău, refuzul lui Dumnezeu de a justifica răul. Asta e mânia. Mânia lui Dumnezeu nu este capricioasă. Nu, lui Dumnezeu nu-i sare țandra, nu se îmbufnează. Asta este mânia noastră, care este de aproape de fiecare dată egoistă, care vine din egoism și izbucnește în momentul în care este zgândărit ego-ul, mândria noastră. De aia ne inflamăm, de aia suntem agitați, de aia trebuie să ne răzbunăm. De-aia trebuie să ne justificăm, de-aia ne batem cu toată lumea, de-aia se nasc în noi sentimente de răzbunare, că ego-ul nostru este rănit. Nu permit, astea sunt cuvinte pe care le-am auzit foarte des, nu permit, știi tu cine sunt eu, mie nu face nimeni chestiile astea. Serios. Mânia noastră este întotdeauna capricioasă, este întotdeauna egoistă, este întotdeauna pe fondul unei mândrii zgândărite. Mânia lui Dumnezeu nu e așa. Este, dacă vrei încă o dată, reacția lui. Reacția lui la păcat. Mânia lui n-are nici răutate, nici dușmănie, nici ură, nici răzbunare. Nu-i ca noastră. Repet, lui Dumnezeu nu-i sare țandra. Mânia lui are întotdeauna ca obiectiv păcatul. Păcatul trebuia pedepsit, păcatul trebuia pus la locul lui. Dumnezeu nu face compromisuri, Dumnezeu condamnă. Dumnezeu condamnă. Omul era sub condamnarea lui Dumnezeu, tu și cu mine. Dacă se termina paragraful nostru aici, ăsta era finalul. The end. Se făcea ecranul negru și negreala aia ne duceam cu toții. Dar, Doamne, cât iubesc conjuncția asta, dar. Niciodată n-am iubit-o atât de mult ca în textul ăsta. Cineva predica de aici și a zis, hai să vorbim despre darul lui Dumnezeu, dar ca și substantiv. Nu, aici e conjuncție. Aici este conjuncție. Da, este și un dar al lui Dumnezeu pe care îl primim în paragraful ăsta, dar e aici conjuncție în paragraful nostru. Da? 4-10 descrie intervenția plină de har al lui Dumnezeu. Aici deja suntem toți în condamnare, suntem toți ne ducem în pedeapsă, toți suntem aici, toți meritam să facem asta, dar Dumnezeu este expresia care face diferența și descrie decizia suverană a lui Dumnezeu de a interveni pentru omenire. Cu ce am putut interveni noi? Cu ce am putut interveni noi? Știi ce face textul ăsta? Te zdrobește. Te pune jos, mă umilește. Dar nu în sensul umilinței de care am parte în societate sau din partea unor oameni răi, nu. Este acea smerenie în care realizez că aici nu mai pot să-mi încord mușchii. Era cineva care zicea să ne batem pe oițe. Noi nu ne batem pe nimic. Aici nu ne batem pe nimic. Aici ne batem pe cât suntem de păcătoși. Aici, dacă vrei să concurăm, puteam concura numai în câte rele făceam. Aici suntem obiectul mâniei lui Dumnezeu. Aici nu-i loc de a spune datorită mie, pentru că am făcut asta. Nu, aici e Dumnezeu care intervine. De ce? Pentru că am spus, și te rog să ții minte, eram obiectul mâniei. Dar El, într-un mod inexplicabil, nu pot să explic, a avut milă de noi. Nu știu de ce. Nu știu de ce, nu știu cum, nu știu ce l-a determinat. Nu pot să-mi dau seama, nu pot să mă uit decât mă uit în mine și nu găsesc nimic care să fi generat mila lui Dumnezeu. Să fi zis, ok, uite, am făcut asta și am făcut asta și pentru că am făcut asta, da, într-adevăr vreau și îmi doresc mila Domnului și o merit. Uite, Domne, am făcut chestiunea asta. Nu, n-am făcut nimic. Nu puteam să fac nimic care să-L onoreze pe Dumnezeu. Nu, pur și simplu, spune Apostolul Pavel în textul nostru și te rog să ții minte ideile pe care le pun în momentul următor, pentru că sunt atât de importante în discuția noastră. Noi eram morți și deși morții nu mai învie, El ne-a dus la viață, slăvit să fie numele Lui. Morții nu învie! Oare mai pot să învie morții? Da! Spunem în dimineața asta, da. De ce? Pentru că într-un mod miraculos Dumnezeu a venit și ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Ne-a dus la viață. Singura speranță pentru un om mort este înviere. Așa-i? Altceva n-ai ce să-i faci. Poți să-l machiezi, poți să-l aranjezi, poți să-l faci frumos, poți să-l faci frumoasă, poți să îmbraci cu cele mai scumpe haine din lumea asta. Nu poți să vezi decât procesul degradării, nu poți să vezi că decât atunci când viața pleacă din om. Omul nu face altceva decât să se degradeze, să se ducă spre țărână, de acolo de unde a fost luat. Orice frumusețe piere, orice piere în momentul ăla, nu există speranță decât învierea. Așa eram noi, înainte de intervenția lui Dumnezeu din punct de vedere spiritual. Ne aștepta mormântul, ne aștepta îndepărtarea de Dumnezeu, ne aștepta mânia. Singura noastră speranță a fost învierea. Și El ne-a înviat la viață împreună cu Iisus Hristos, slăvit să fie El. Noi, morții ăștia, am fost înviați la o nouă viață. Dumnezeu ia inițiativa. El vine înspre noi. Am spus-o de nenumărate ori și o repet. Nu facem noi niciun pas înspre Dumnezeu. Deși așa am fost învățați de când am fost mic. Fă tu un pas spre Dumnezeu și faci al doi. Cum să fac dacă-s mort? El a venit total spre mine. El a venit total spre mine. Și în Hristos m-a adus la viață. M-a ridicat la viață. Și am înțeles ce înseamnă viață abia după întâlnirea cu Hristos. Abia atunci am înțeles ce înseamnă frumusețea vieții. Abia acum înțeleg ce înseamnă frumusețea vieții. Abia acum înțeleg ce înseamnă viață fără dependențe, viață fără păcat, viață fără rău, viață fără disperare, viață fără angoase, viață fără anxietate, viață fără... Vin momente! Dar nu sunt decisive și nici definitorii pentru viața mea. Văd viața cu alți ochi, văd viața dintr-o altă perspectivă, văd viața dintr-o altă lumină și știu că indiferent prin situațiile prin care trec, astea sunt etape în care pot să descoper din Dumnezeu mai mult decât aș fi descoperit într-un alt context. Sunt etape care îmi întăresc mușchii, pentru că Apostolul Pavel îmi spune că încercarea, rostul încercării este de a ne fortifica caracterul și înțeleg că toate etapele astea nu sunt altceva decât momente din care descoper mai mult din Dumnezeu meu și văd mai larg și mai frumos ce înseamnă viață. Înainte era o viață disperată, era o viață fără nimic în ea. În Hristos, dragul meu și draga mea, ai fost adus și pus într-o poziție de onoare la dreapta lui Dumnezeu. Ți s-a schimbat statutul, ți s-a schimbat poziția. Tu nu mai ești un om păcătos. Eu nu mai sunt un om păcătos. Spune Apostolul Pavel despre mine, prin har sunt mântuit. Prin har sunt mântuit. Termenul de mântuit înseamnă salvat, înseamnă răscumpărat, înseamnă izbăvit. E un termen pe care îl folosește Apostolul Pavel de foarte multe ori în contextul nostru. Ei, când vorbim despre mântuire, dăm voie foarte pe scurt și ne ducem spre partea de final, spre partea practică a ultimului verset, versetul 10, dar mai întâi de toate dăm voie să-ți explic puțin timpii mântuirii. Când vorbim despre mântuire, noi trebuie să înțelegem că mântuirea implică atât trecutul nostru, cât și prezentul nostru, dar și viitorul nostru. Sunt niște lucruri pe care nu le-am înțeles niciodată, pe care nu le-am învățat în tinerețea, în copilăria mea. Sunt lucruri care, datorită faptului că nu le-am știut, am avut atâta povară pe inima mea. Așa de mult m-am frământat nopți și zile, că nu fac destul, că nu sunt bun, că nu pot să fiu la nivelul pe care tatăl îl așteaptă, că dacă aș fi făcut mai mult, că dacă aș fi dat mai mult, da, să dau tot de pe mine, poate că dacă m-aș fi dat toate hainele și nu mai rămâneam decât cu o cămașă și cu niște blugi, sigur Dumnezeu m-ar fi binecuvântat mai mult, sigur Dumnezeu m-ar fi onorat mai mult, sigur Dumnezeu m-ar fi slujit mai mult, sigur Dumnezeu m-ar fi folosit mai mult. Și poveri și nopți nedormite și lacrimi și frământări că nu-s bun, că n-am destul, că n-am făcut. De ce? Pentru că n-am înțeles că singurul lucru pe care l-am adus eu în ecuația asta a fost un om mort, păcătos și fără merite. Și Hristos m-a salvat. Și Hristos m-a izbăvit de acolo. Și El m-a mântuit. Și ce înseamnă mântuire? În primul rând vorbim despre mântuire la timpul trecut. Și te rog să ții minte treaba asta. Am fost mântuiți. De cine și de ce? De plata păcatului. La timpul trecut, Hristos, pe drealul Golgotei, pe cruce, Hristos a plătit prețul pentru păcatul meu. Eu nu mai trebuie să plătesc pentru păcatele mele. Eu nu mai trebuie să vin înaintea lui Dumnezeu și astăzi, mai există și astăzi între credincioși multe concepții greșite și n-am timp să le stric pe toate în dimineața asta, dar tot eu le stric pe tot în viața asta, odată pe toate le iau la rând, n-am cum să le scap, dar iar e un concept, că încă plătim în viața noastră pentru asta, păcate generaționale, ispite și nu știu, lucruri pe care nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Nu există în Hristos așa ceva. Nu, El a plătit pentru păcatele noastre. Eu nu car după mine nicio plată pentru păcatul meu. Ei, sunt consecințe ale faptelor mele. Asta e altă discuție. Da? Cauză-efect. Ce seamănă omul aceea va și se cera. Adică ai grijă dacă mănânci numai carne noaptea la 12, nu te miri că îți pușcă herțul sau îți sare colesterolul peste limite și te ducă la spital. Nu, dracu, te-a îmbolnăvit și nici Dumnezeu nu te-a bătut. Tu singur te-ai bătut cu porcul lângă tine. Nimeni nu te-a bătut. Nimeni nu te-a pedepsit. Nimeni. Ești un masochist. Așa se cheamă ăștia. E cauză-efect. Atât? Fă sport, mișcă-te, fă niște lucruri. Păi, au venit peste mine năpasta. Nu, tu ți-ai adus uneori năpasta. Sunt momente și momente, justifică-le și gândește-le într-un mod cât se poate de serios. De ce? Pentru că noi nu plătim, a plătit Hristos pentru păcatul nostru. 2. Vorbim despre timpul prezent. Suntem mântuiți. Suntem mântuiți de puterea păcatului. Aici vorbim despre actul sfințirii. În fiecare zi ne sfințim. În fiecare zi, prin Duhul Lui și prin cuvânt, Dumnezeu ne ajută să ne sfințim și să scăpăm de puterea păcatului. Citiți acasă Roman 6. Păcatul nu mai are drept asupra ta. Păcatul nu mai are drept nici măcar o secundă asupra. Și atunci cum să fac, Silviu? Cum să fac simplu? Când va veni la tine, tu, acolo, în timpul trecut, aveai un proprietar care era rău și nenorocit și păcătos și îți făcea numai belele și tu erai în chirie la el și când să dormi, intra peste tine și te abuza și îți făcea numai rău. După întâlnirea ta cu Hristos, tu ai un nou proprietar și proprietarul tău este Hristos și este bun și este drept și niciodată nu vine peste tine și ai liniște, dar când să pui capul pe perină, ăla, proprietarul ăla vechi, nu te lasă. El vine din nou să-ți ceară plata, să-ți ceară plata pentru chirie, dar tu nu mai trebuie să o plătești, pentru că tu ai dat-o, dar din nou se activează angoasele tale, trăirile tale, fricile tale și tu îți aduci aminte de toate emoțiile pe care le-ai trăit când erai subjugat de nenorocitul ăsta și îți vine aici în noua ta poziție în Hristos din nou să te duci spre El cu capul plecat și cu mâinile goale și să-i dai ce nu trebuie. Nu, tu nu ai niciun. Nu mai e nimic de plătit, păcatul nu mai are nicio forță asupra ta, tu nu mai trebuie să-i dai nimic, tu trebuie să-i spui atât, dacă nu te cumințești, chem poliția, ca să ducem metafora până la capăt. Chem poliția, tu nu mai ești proprietarul meu. Cum să fac asta? Romani, capitolul 6, Pavel spune, în fiecare zi să pun în mintea mea, în fiecare zi să pun în mintea mea adevărurile astea, în fiecare zi să-mi aduc aminte de adevărurile astea, în fiecare zi să-mi spun, sunt un om mântuit, în fiecare zi să realimentez mintea mea cu acest adevăr, până când toată ființa mea începe să conștientizeze și să trăiască această realitate. Așa că în momentul în care aud creștini care vin să justifice, n-am putut, frate, să mă abțin, eu sunt slab. Vine să-l pun la colțul de rușine, vorba aia, când eram în școală. Cum adică? Este doar o justificare a păcatului tău și nu o dorință de a te lupta cu păcatul. Nu, noi suntem izbăviți de puterea păcatului, iar la timpul viitor vom fi mântuiți. Vorbim deja de mântuire, dar este un deja, dar nu încă suntem în acest proces al mântuirii și într-o bună zi vom fi mântuiți de prezența păcatului. El nu va mai fi. Păcatul va dispărea, asta înseamnă mântuire. Când te gândești la mântuire, trebuie să gândești la timpul trecut ce a făcut Hristos pentru tine, să trebuie să vezi ce ai de făcut și ce face Hristos în continuare pentru tine. Îți dă resurse prin Duhul Lui să te sfințești, să poți fi izbăvit de puterea păcatului și El te glorifică într-o zi și vei fi izbăvit total de prezența păcatului. Asta este mântuire. De ce ne-a mântuit Dumnezeu? A ținut ceva de noi? A ținut ceva de noi? L-am determinat cumva să acționeze în favoarea noastră? Ce am spus în dimineața asta? Am făcut ceva? Am reușit să-l punem cumva la colț? Nu uita, datorită îndurării, iubirii, harului și bunătății Lui. Datorită acestui har, harul este îndurarea nemeritată oferită de Dumnezeu. El a intervenit. Credința e încrederea smerită cu care noi primim îndunarea lui Dumnezeu. Dragul meu, dacă ai gândit până acum mântuirea ca o tranziție între tine și Dumnezeu, aș vrea să spun în dimineața asta că ai gândit greșit. Aș vrea să spun în dimineața că ai gândit greșit. Noi primim harul nu producând ceva în schimbul lui, ci pur și simplu cedând în fața milei lui Dumnezeu. Cedăm în fața milei lui Dumnezeu. În dimineața asta, chemarea mea pentru tine este una simplă. Cedează în fața harului. Vino dimineața asta la Hristos împreună cu mine și cedează în fața harului. Lasă-ți aroganța, lasă-ți mândria, lasă-le deoparte pe toate, că nu ai cu ce să vii în fața lui Dumnezeu. Cedează în fața milei. Este singura care poate să răscumpere. N-ai făcut și nu vei face nimic destul ca să poți fi răscumpărat, ci numai Hristos. Hai să vedem rezultatul în dimineața asta. Noi primim har din partea lui Dumnezeu în momentul în care facem lucrurile astea și ascultă-mă, noi suntem lucrarea Lui, este rezultatul pe care vreau să-l înțelegem în dimineața asta. Suntem capodopera Lui, după cum spuneam, adică mântuirea înseamnă creație sau refacere. Hristos ne reschimbă, ne reface. Tot ce a stricat păcatul, reface Dumnezeu. Și avem aici mărturii ale oamenilor care au avut un trecut. Și Hristos a refăcut totul nou. Asta îmi place enorm de mult la Hristos. Nu se uită. La cine am fost. Nu se uită de unde ne scoate. Nu se uită și după aia spune tu trebuie să faci și aia și aia și aia și aia. Nu ești ca și Silviu care s-a născut în familie de pocăiți și nu a făcut multe trăznăi. Silviu așa zicea mult timp, eu sunt ok, v-am mai zis eu. Bun de comitet. N-am făcut. Eram un păcătos, nenorocit, care am avut nevoie de har și eu ca toți ceilalți. De ce? Pentru că eram mort în păcatele mele. Pentru că viața de credință nu înseamnă numai să faci sau să nu faci ceva, ci viața de credință înseamnă schimbarea unui statut, unei identități, creație nouă, capodoperă nouă. Faptul că Dumnezeu intervine în viața noastră ne aduce la viață, însă, și vine partea finală, nu înseamnă că noi trebuie să rămânem inerți, fără responsabilități, că aici este partea cu care terminăm predica. Bun, wow, ce fain! Domnul ne-a dat, Domnul a făcut, El ne-a pus în poziție de har, El ne-a dus har, El ne-a binecuvântat. Puh! Și atunci sunt unii oameni care zic, bă, și noi nu înseamnă că nu trebuie să facem ceva. Care-i rostul faptelor bune în viețile oamenilor înviați? Faptele bune sunt indispensabile mântuirii. Dar ascultă-mă și ține bine minte ideea asta, cât trăiești. Nu ca bază sau mijloc, ci ca o consecință și ca o dovadă a ei. M-ai auzit ce-ți spun în dimineața asta? Nu sunt mijlocul prin care eu vin să-mi câștig mântuirea, dar faptele bune trebuie să însoțească mântuirea mea. Trebuie să se vadă, sunt o dovadă. Faptele bune sunt calea cea nouă pe care creștinii trebuie să meargă, lăsând în urmă tot trecutul. Și trebuie, dragul meu, să închei prin a-ți spune chestiunea asta într-un mod practic. E foarte important. Totul începe cu o umblare în păcat. Dacă aș pune versetul 1 din nou, voi umblați în păcatele voastre. Trăiați și umblați în modul ăsta de... Totul începe cu umblare în păcat și în robie. Cum se termină în versetul 10? Cum se termină? Textul se termină cu o altă umblare. Voi umblați în faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru voi, pentru noi. Dacă umblam în păcat, trebuie să umblăm în noua cale pe care Dumnezeu a rânduit-o pentru noi. Și noua cale asta presupune o schimbare fundamentală, radicală. În primul rând, în relația cu Dumnezeu. Dar nu uita, creștinismul are și fațeta asta altă. Și în relația cu semenii. Din nefericire, noi ne achităm mai mult sau mai puțin bine în relația cu Dumnezeu. Cele mai multe falimente ale noastre sunt relaționale, pe orizontală. Noi suntem puși într-o nouă comunitate. Vom vedea săptămâna viitoare. De ce mai ne bârfim unii pe alții? De ce mai suntem răi unii cu alții? De ce ne sabotăm unii pe alții? Ok, eu sunt slab în trupul lui Hristos. Poate imaturitatea mea, poate modul în care eu am înțeles lucrurile, că nu e la nivelul tău. Dar în biserică nu-i competiție care suntem mai sfinți decât alții. Spuneam, când am început Efeseni, în biserică important este să trecem toți linia de sosire. Nimeni nu rămâne în urmă. Nimeni nu rămâne în urmă. Noi am fost răi, noi am fost lumești, noi am fost robiți, noi am aparținut trecutului, noi suntem oameni noi. Noi trebuie să umblăm în drumul nou și umblare implică un mod de viață, un mod de gândire. Asta înseamnă cale, dar un tipar de comportament care este inspirat de gândirea pe care noi avem. Asta înseamnă umblare, tipar de comportament. Eu nu pot, eu nu vreau, eu nu-mi doresc să fac lucrurile alea. Așa că în dimineața asta aș vrea să-ți ofer harul unei reîntoarceri cu inima onestă înspre Dumnezeu. Aș vrea să invit echipa de închinare și aș vrea să cântăm o cântare care să pregătească foarte bine momentul ăsta de rugăciune de final. Adică nu pot să las textul ăsta să treacă fără să-ți oferi spațiu de a medita împreună cu mine la aceste adevăruri. E o cântare pe care am ales-o ca o rugăciune în dimineața asta. Doamne, mă predau Ție. Vrei să faci asta în dimineața asta? Vrei să faci asta în dimineața acestei duminici de har? Sau vei continua să mergi mai departe, să meți cu capul sus, crezând că ai vreun merit, ai vreun drept. N-ai nimic și n-am nimic. Dar faptul că sunt mântuit, nu înseamnă că pot să rămân nepăsător. Eu sunt înscris pe un drum nou. Am un tipar de comportament diferit. Îl ai? Îl ai? Îl am? Doamne, mă predau ție. Doamne, capitulez din aroganță și din mândria mea. Am nevoie de harul tău. Am nevoie de mila ta. Vă invit să vă ridicați și haideți să stăm în dimineața asta, concentrați înaintea lui Dumnezeu în această direcție. Doamne, vreau harul tău să mi-l dai. Doamne, vreau să intervii în viața mea. Doamne, fă-mă cu adevărat o creație nouă, capodopera ta. Ăștia suntem, capodopera lui Dumnezeu. O capodoperă, știi ce faci cu ea? Se admiră. Așa de mult să fim capodopere vii admirate de oamenii robiți, de oamenii păcătoși, de oamenii morți relațional cu Dumnezeu. Și când ne văd, când venim, efectiv, această uimire să-i determine să caute împreună cu noi sursa salvării, Dumnezeu. Hai să cântăm această cântare, hai să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să pună în cântarea asta toată rugăciunea noastră și dorința noastră, în așa fel încât să ne bucurăm de viața pe care o dă Hristos. Hai să cântăm împreună.